produsele lui Syngenta sunt foarte bune. Aș recomanda produsele pentru făinare Tiovitu Jet, care nu cred că ar putea lipsi din programul de combatere. Aș recomanda produsul Affirm, care la fel pentru dăunători este un produs foarte, foarte, foarte bun. Este produsul, să zicem, Affirm, care dacă în ultimii ani Moli a avut mai multe generații față de normal și atunci Affirm și-a făcut efectul. Suntem aproape și ne unește un pic cu toți viticultorii din zonă. Ne putem întruni și vedem și problemele care le avem în timpul unui an viticol. Syngenta, fiind o companie lider de piață în furnizarea inputurilor de pesticide, pot spune că pe mine personal mă ajută foarte mult, deoarece în schema mea de tratamente am 5 produse ale acestei companii, fără de care mi-ar fi greu să lucrez pe parcursul unui an, mai ales cu presiune mare de boli, cum au fost ultimii 3 ani de când sunt eu la Sâmburești aici. Da, pot spune că sunt două produse Syngenta fără de care nu aș putea să le prind în schema mea de tratamente și vă pot spune că aceste două produse sunt Pergat-2F în combaterea manii vițe de vie și Switch în combaterea putregaiului cenușiu. Pe lângă aceste două produse mai folosesc și Tiovit Jet în combaterea făinării, Topaz tot în combaterea făinării, insecticide precum Karate Zeon, Affirm, dar v-am spus, primele două produse sunt indispensabile în schema mea de tratament. Eu personal sunt mulțumit de colaborarea cu compania Syngenta. Nu pot să dau eu sugestii acestei companii, că practic acoper toate nevoile fermierilor în domeniul nostru de activitate. Avem o relație foarte bună. Încă eu sunt la Jidvei de aproape 20 de ani și în fiecare an am lucrat cu Syngenta și am avut relații extraordinar de bune. Mai ales că noi nu lucrăm fără să nu testăm produsele înainte și Syngenta în fiecare an a avut lot experimental la compania noastră. Într-o companie așa mare nu poți să nu lucrezi numai cu produse de top. Și atunci nu te poți risca să lucri cu produse no name. Atunci normal că te ajută enorm de mult. Păi noi în zona noastră probleme mari le avem cu mana și putregaiul, cenușiu. Iar Syngenta are switch-ul fără de care chiar nu poți să faci struguri de calitate. Dacă vedeți, suntem acum într-o parcelă de vreo 5 hectare care am lăsat-o pentru Ice Vine și normal că numai cu switch să mențin strugurii curați și sănătoși până la recoltare. Compania Syngenta în ultimii ani ne-a ajutat foarte mult în toate tratamentele pe care le-am avut. Au fost lângă noi aproape tot timpul. La orice solicitare a noastră au răspuns foarte prompt. Putem spune că am avut și avem o relație foarte bună cu compania Syngenta. Pe tot parcursul sezonului, compania Syngenta este alături de noi în toate tratamentele pe care le efectuăm. Ne consultăm cu dumnealor aproape la orice tratament sau fertilizare pe care o vrem să o facem și chiar avem rezultate foarte bune datorită acestei colaborări. Schema noastră de tratament se bazează în principal pe compania Syngenta. Avem ceva produse care nu ne putem lipsi de ele, Corus, Core, Affirm, Opti și plus multe altele care stau la baza schemei noastre de tratament. Este un eveniment bun, credem noi chiar foarte bun. Datorită acestui eveniment, noi fermierii socializăm, ne întâlnim, facem un schimb de păreri, de idei. Compania Syngenta ne ajută cu rezultatele pe care le au de la noi și răspunsul tratamentelor pe care le facem noi și atunci schimbul acesta de idei și de
experiență ne ajută foarte mult în, în anii viitori. Oamenii din, din compania Syngenta sunt foarte devotați și alături de noi la fiecare solicitare. Vrem să își păstreze standardele de calitate a produselor și a oamenilor pe care îi au în aplicarea acestor tratamente. O relație, fiind unul dintre producătorii principali de pesticide cu care lucrăm în pomicultură, n-aș vrea să fac un clasament de primul, al doilea loc, nu cred că asta e important. Este o relație foarte bună cu reprezentanții Syngenta și cu produsele furnizate de Syngenta. Syngenta ne ajută prin calitatea oamenilor și prin calitatea produselor. Avem o colaborare foarte bună cu reprezentantul de zonă. Prin calitatea produselor, prin faptul că facem tratamente, avem o microstație în fermă și știm când și cu ce trebuie să facem tratamente. Și atunci produsele Syngenta fac parte, sunt produsele importante din schema noastră de tratamente cu care reușim să ținem sub control bolile și dăunătorii. Fără Syngenta nu cred că putem face pomicultură. Nu spun doar că sunteți aici, dar noi obișnuim să alternăm grupele de substanțe active în așa fel încât să reușim, sperăm noi, să zăpăcim noi dăunătorii în special și nu să ne zăpăcească ei pe noi. Și produsele Syngenta ocupă un loc principal în schema noastră, în tehnologia noastră aplicată în plantațiile de cireș, măr, păr. Fiecare an să vină cu noutăți în forumul respectiv, să ține cont de propunerile venite din teritoriul de la producători și asta este cel mai important lucru. Cercetarea este foarte bună, dar aplicarea pe scară largă, atunci ai rezultatul real al oricărui produs. Și așa cred eu că în orice domeniu, cel care e implicat direct în producție poate să spună, să dea, ca să zic așa, fără să fiu pretențios, nota unui produs sau unei activități sau unei cercetarea când se face, se face pe spații, pe suprafețe limitate, în larga producție. Și soiurile, și produsele, și toate acolo se verifică într-adevăr, când condițiile sunt cu totul altele decât în niște spații controlate strict. Aș spune că este o relație corectă, bazată între doi parteneri serioși, profesioniști, noi ca și viticultori pe de-o parte, dumnealor ca și furnizori de produse pesticide pe care noi le utilizăm în obținerea producției vitivinicole. Să spunem că prin promptitudine, da, deci orice solicitare a noastră a fost rezolvată imediat de partenerul Syngenta. Sigur, noi folosim o gamă mai mare de produse, dar dacă este să menționez astăzi, aș menționa doar trei produse. Mă refer aici la produsele pentru combaterea putregaiului, switch-ul, pe care toți colegii îl utilizează probabil în schema de combatere. Produsul Topaz, care este nelipsit din schemele noastre de control al făinării. Și da, un produs mai vechi, dar care lucrează foarte, foarte bine și în viticultură, Vertimecul, cu care reușim să controlăm, să ținem sub control populațiile de acarieni. Este un lucru meritoriu. Compania Syngenta în fiecare an organizează întâlniri cu producătorii din sectorul viticol. De fiecare dată au fost prezenți specialiști foarte bine pregătiți din sectorul de cercetare a companiei Syngenta, care vin, sigur că da, cu o serie de noutăți. Noutăți care la noi altfel ar ajunge ceva mai greu. Și asta este un lucru cât se poate de bun și ne dorim ca astfel de activități să fie prezent în continuare în programul companiei Syngenta. O relație bună, aș putea să spun, fără doar și poate de ajutor pentru noi,
Și când spun noi, ne referim nu numai la viticultori, pomicultori. Lista poate continua, însă câteva produse ne-au fost de un real ajutor, mai ales că când presiunea e mare, atunci poți să-ți dai seama exact dacă produsul te ajută sau nu. Când toate sunt bune, lucrurile pot fi discutabile. În regim de criză maximă, atunci ai nevoie de niște produse care efectiv te pot ajuta atunci și nu mai târziu. Mai târziu nu e suficient. Nu trebuie să ridicăm neapărat Syngenta în slăvi. Nu este singura care o face. Alminteri am putea spune că toate lucrurile astea au fost discutate înainte, ceea ce nu este cazul. Însă sunt, așa cum am spus, niște produse care la momentul oportun pot face diferența. Și Syngenta are câteva din aceste produse. Marii viticultori ai României l-au folosit anul ăsta din belșug, deoarece la un moment dat ați rămas fără stoc. Cu siguranță îl cunoaștem cu toții și se numește Switch. N-a scos dintr-o mare belea anul ăsta. Relația cu compania Syngenta este una foarte bună. O firmă producătoare de substanțe fitosanitare de protecție cu valoare foarte mare, în ideea în care sunt produse cu care ne facem treaba și protejăm culturile în fiecare an. Produse foarte bune. Pe decursul unui an agricol, păstrăm o relație foarte strânsă cu compania Syngenta. Folosim produse de calitate, primim recomandări destul de punctuale pe problemele care le întâlnim în plantație. În fiecare an, întâlnirea de la forum este foarte benefică, în primul rând pentru actualizarea sau împrospătarea cunoștințelor despre bolile și dăunătorii care îi avem cu care ne confruntăm în fiecare an. Și, mă rog, pe parcursul întâlnirii se discută foarte multe probleme legate de pomicultură și fiecare își poate exprima liber părerile sau, mă rog, cu ce s-a confruntat în fiecare an. Și consider că e o întâlnire foarte bună, cu rezultate destul de bune. Relația cu Syngenta este o relație specială, deosebită și ne ajută extraordinar de mult. Au niște substanțe extrem de bune pentru pomicultură și personalul care lucrează la Syngenta e deosebit, e foarte profesional și ne ajută foarte mult. În parcursul unui sezon, Syngenta ne ajută începând cu forumul care îl fac, un forum care se desfășoară în timpul iernii, prin care ne expun ultimele substanțe care au apărut pe piață de la dânsii și plus foarte multe noutăți pentru bolile și dăunătorii care există în plantație și prin faptul acesta suntem mult mai bine puși la punct decât alții probabil care nu vin la acest forum și ne ajută foarte mult în timpul anului. Plus că întotdeauna când avem vreo problemă putem să dăm telefon, să discutăm cu dânsii și la noi la fermă este ceva specific de peste 10 ani de zile să facem un lot demonstrativ cu substanțele dânșilor sub supravegherea lor și se adună un număr destul de mare de fermieri care sunt interesați să vadă și pe viu cum ce efect au substanțele lor. Momentan sunt multe produse de la Syngenta pe care le folosim și care, fără de care am stat pe gânduri ce alte produse să folosim. Printre astea sunt multe produse și pentru rapăn, pentru făinare. De exemplu, este un produs Core care eu îl folosesc din anii 90, deci de o viață aproape de om. Și acum produsul și are efectul lui.
plus insecticidele de la dânsii care sunt foarte performante și produsele de care le aplicăm la sfârșitul fazelor de tratament pentru depozitarea fructelor. Cum v-am spus și până acum, relația fiind extrem de bună, chiar și informații despre alt, deci tot despre pomi, însă nu despre tratamentele care le efectuăm, și aceste informații le primim chiar de la dânsii. Deci, cantitatea de fructe existentă pe piață la un moment dat în România, în Europa, ne ajută foarte mult să stabilim și noi un preț. Chiar noutățile care apar în domeniul nostru, chiar dacă nu se leagă de ei, fiind, cum v-am spus, un personal foarte bine pus la punct. Chiar și tratamentele care le facem, dânsii fac demonstrații despre cum să punem la punct tratamentul, cum să nu irosim substanțele, cum să nu le aruncăm în natură ca să facem rău mediului. Sugestii, probabil că dânsii își fac foarte bine treaba, sunt o companie enorm de mare și așteptăm de la dânsii substanțe noi, pentru că pretențiile consumatorilor sunt destul de mari, și a consumatorilor și a celor la care livrăm, care sunt pretenții ca să fie cantitatea de pesticide cât mai mică în fructe, și asta depinde și de dânsii, ce substanțe ne furnizează, bineînțeles, și de noi, modul în care le aplicăm.